Din cele mai vechi timpuri și până în prezent, Crăciunul a fost considerat, cel puțin la nivel teoretic, cel mai important eveniment pentru omenire. Este ziua în care Dumnezeu Tatăl ne-a oferit cel mai mare dar, răscumpărarea. Această revelație divină, și anume nașterea pruncului Iisus, a dus cu sine schimbarea lumii. Principalul scop al sărbătorii Crăciunului este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să descoperim mai îndeaproape voia, caracterul și principiile Lui. Domnul Iisus a ieșit în evidență printr-un act de smerenie, acceptând să se nască într-o iezle, într-un grajd în Betlemul din Iudea. Crăciunul reprezintă de asemenea ziua în care se vorbește și se cântă mai mult despre nașterea Domnului Iisus, acea zi în care cerul se bucură când oamenii sunt adunați în jurul acestui mare eveniment. Dumnezeu este dragoste, deci Crăciunul este dragoste. Anul 2001. E noapte, bătrânul Betleem visează, iar în câmpie trei păstori, asupra turmelor cu drag veghează. Sclipez luminile încetate, iar Betleemul doar medus. Pe drumurile colindate sunt toate ușile încuiate, un loc măcar de poposire nu s-a găsit pentru Iisus. Iisus a născut! Mulțumim! Bine ați venit! Serviți ce-am pregătit! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Dani, ce seară minunată! Nu vreți să veniți cu noi? Am venit, dar mai așteptăm și alți colindători. Adina, ai văzut ce frumos ninge afară? Da, am văzut, e frumos. Ce gust bun au prăjiturile! Mulțumesc, cu mama le-am pregătit. Hei, mai avem de colindat.
E timpul să plecăm. Dar haideți să facem o rugăciune înainte. Crăciun? Ah, deja a venit Crăciunul. Ce este de fapt Crăciunul? Ce reprezintă el pentru creștini în ziua de azi? De ce nu-l mai simțim atât de aproape ca acum 10 ani? Ce s-a schimbat? Oare la sărbătoarea noastră lipsește sărbătoritul? În primul rând, pentru mulți dintre noi, Crăciunul durează foarte puțin. Este ca un nor, vine și pleacă. Am ajuns să trăim cu sentimentul acesta al unui Moș Crăciun, care ne dă lucruri de care ne atașăm mult prea repede și din cauza aceasta nu mai punem preț pe lucrurile importante, cum ar fi dragostea, bucuria, pacea și facerea de bine. Acele lucruri care nu trec, care rămân, cele care sunt veșnice. Anul 2011. Crăciun fericit! În sfârșit ați ajuns! Bă, cum să n-ajungem? Că la voi în fiecare an e mâncare. Gânați și sarmale. Ca la mama acasă. Păi așezați-vă la masă odată, să mâncăm. Haideți să ne rugăm. Amin. Amin. Hai, că doar nu suntem la stăruință. Adina, pocăiește-te. Hai, Dani, glumeam și eu. Atâta teorie. Da, prea multă vorbă. Acum suntem la masă. Da, cu criza asta a venit moșul la voi. Ho, 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 la moșul nu se simte criză. Mă, bine atunci. Tu ce ai primit dacă la moșul nu e criză? Anul ăsta am primit o Biblie cu explicații. Mișu, pentru tine era bună una cu poze sau Biblie pentru copii. OMG, tu faci bâza de mine? Și totuși, ce e OMG? Tot un cadou. Da, sigur, un program de calculator. Da, se vede câte engleză știți. OMG, adică Oh My God. Na, eu am primit un iPad. Iar eu un portatil. Și eu o mașină. Da, da, de spăla vase. Frumoase cadouri, dar cadoul meu e cel mai de valoare. Dar ce crezi că eu n-am Biblia pe iPad? Da, și ce? Te o să vii cu iPad-ul la bise? Da, claro. Dar tu, Livi, ce ne ții așa pe sec? Pune și tu o colindă. Ok. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Liga, ce-i cu muzica asta? Astea sunt colinzile care merg acum. Ai, mă, Mișu, și la asta te-ai găsit să comentezi? Are dreptate, Mișu. S-a pierdut mesajul. Am eu o colindă cu mesaj. Vestea-m adus o veste, o veste. Vestea-m adus o veste, am adus. Vestea-m adus o veste, am adus. Ce stați în cu o creangă de brad? Dani, poți să dai puțin mai încet, pentru că vreau să vă spun ceva. Vă dați seama că la sărbătoarea noastră a lipsit Iisus? Toate lucrurile pe care le primim astăzi și care sunt lipsite de orice semnificație, mâine ne produc frustrare și descurajare pentru că niciodată nu vor putea satisface sufletul nostru. Nu pentru că Iisus ar fi mic și și-a pierdut încrederea și s-ar fi pierdut de noi, ci pentru că noi am devenit prea mari și ne-am pierdut de El. Mulțumim Domnului și mulțumim grupului de pantomimă. Domnul să-i binecuvinteze!